Precipitațiile abundente din ultimele zile au pus pe jar autoritățile locale. Cursul râului Bahlui este în continuă monitorizare după ce debitul apei a crescut în urma precipitațiilor din ultima săptămână. Autoritățile locale sunt pregătite pentru a lua măsuri în caz de urgență și au luat în calcul chiar deschiderea stăvilarelor. Dis de dimineață, un echipaj al Biroului de Protecție a Mediului din cadrul Poliției Locale Iași a fost pe teren pentru a verifica situația. Primesc fotografii, avem câțiva polițiști acolo, din oră în oră, cu nivelul Bahluiului la podul Sfântul Ioan, deci la ieșirea din municipiul Iași. Gurile de canal sunt în permanență desfundate și curățate. Gurile de canal care preiau apele pluviale cât mai active, desfundate. Colegii de la Apa Vital deja au intrat într-o formă de alertă pentru punerea în funcțiune a pompelor dacă va fi necesar sau deschiderea stăvilarilor dacă va fi chiar urgent. Și sigur sacii de nisip pe care avem deja formați, o cantitate de nisip suplimentară care am și depozitat-o la fostul bazar sub podul Nicolina. Săptămâna trecută, în perioada 5-7 aprilie, Iașul a fost sub cod roșu de ninsoare și viscol. La sfârșitul săptămânii, aria precipitațiilor s-a restrâns, însă marți a plouat din nou, acesta fiind motivul pentru care debitul râului Bahlui a crescut.